Vorbeam despre optimizarea colectării și despre lăsarea nivelului de taxare așa cum e, până optimizăm colectarea. Cresc accizele la carburanți, pe principiu, hai să venim din urmă cu inflația. Dar asta ne cascadează mai departe. Avem potențialul pe TVA, sigur. Una dintre cele mai sigure surse de venit la buget este reprezentată de acest parteneriat între accize și TVA la carburanți. Se plătește imediat, banii ajung, lumea consumă, trebuie să alimenteze. Nu vorbim de cei 22 de lei eventual în plus pentru două plinuri pe lună. Principial, suntem din nou într-o zonă, repet, nu ne legăm acum că sunt 6 bani, că unii vorbesc despre 70 de bani, alții vorbesc despre 18 bani pe litru. Încă nici nu se știe clar. E clar că vor crește, nu se știe exact cu cât. Baza este aici. Baza este pe cuvântul cresc. Indiferent de situație, vor crește. Toată creșterea aceasta poate va duce cu siguranță la o creștere a prețurilor pe absolut întreg lanțul, indiferent de situație. Ceea ce evident va duce probabil la o creștere a inflației, la mici modificări anul viitor, este foarte probabil ca spre a doua parte a anului, mai ales având în vedere cheltuielile, pentru că am senzația că ignorăm ceea ce știm că se va întâmpla și ceea ce se întâmplă în fiecare an electoral, și anume toate acele cheltuieli care se duc către administrația publică locală, valuri de cheltuieli. Uitați-vă ce s-a întâmplat în momentul de față. Toată lumea spune, am strâns cureaua, am făcut, văd târguri de Crăciun cu elefanți, cu zebre, cu orice altceva decât ceea ce bine, ar trebui. Pe de altă parte, nu... Nu că aș vrea să fie Moș Crăciun, aș vrea să nu fie deloc în situația de față. Adică dacă tu îmi spui mie să am grijă, să nu cheltui, să nu fac, să fiu cumpătat, să... atunci fii și tu la fel de cumpătat în ceea ce te privește pe tine. Și aici nu mă refer la stat în general. Mă refer la fiecare entitate punctuală, inclusiv autoritatea locală din... Aici cred că sectorul 6 din București ar putea să fie un exemplu. Un exemplu. Acolo în joint venture, da? Făcut o afacere privată, până la urmă... Reușesc să iasă pe plus. Da, reușesc să zero iasă pe plus. Aduc taxe și impozite la bugetul de stat, ceea ce e foarte bine, arată foarte bine acel parc. Deci se poate. Parc. Deci se poate, da? Pentru asta ai nevoie de mai mult. Ce decât... trebuie să... Scuză-mă că te întreb. De mai multe sectoare 6. Ce trebuie să înțeleagă toți cei care ne urmăresc este că acest preț al carburanților, care influențează după aia în lanț absolut tot ce ne înconjoară și tot ceea ce consumăm, tot ceea ce purtăm pe noi, tot ceea ce cumpărăm și băgăm în frigider, nu este influențat doar de partea de accize și taxe, care reprezintă oricum cam 50% din ce alimentăm la pompă. Restul de 50%, cotațiile petrolului, o lume incertă, ne putem aștepta la creșteri în acest context geopolitic foarte complicat. Dar niciodată nu te poți aștepta la scăderi. Asta e problema, că întotdeauna există acel efect de parașută, care știm foarte bine că în momentul în care prețurile au crescut, când e vorba să scadă, ele scad extraordinar de încet, indiferent de cotațiile petrolului. Deci noi avem toată partea asta, aceasta și partea de rafinare, transport și energie, care reprezintă alți 50%. Cam asta este relația. Și aici putem să avem creșteri pe care nu le putem influența. E, și ai mai trecut acolo, Adrian, o chestie interesantă. Cursul de schimb euro-ron, da? Și dolari. În premieră, Comisia Națională de Prognoză estimează că anul viitor euro va trece de 5 lei. E trecut pentru prima dată într-un document oficial al Guvernului României. Dacă punem și asta în tot acest amalgam de creșteri de costuri, asta înseamnă că vom avea o inflație care, din punctul meu de vedere, cred că va trece din nou de două cifre. Adică creșterea la carburanți în anul următor, având în vedere acest tablou și elementele care influențează prețul carburanților, vă așteptați să fie doar cu valoarea accizei? Nu vreau să intru acum în acea discuție despre bani, pentru că e incert încă cu câți bani va crește realmente acciza la anul per litru. Dar dincolo de acciză, ok, am înțeles, crește. Estimați că prețul carburanților va crește și mai mult decât suplimentarea accizei, date fiind toate celelalte componente? Da, pentru că trebuie să luăm în calcul inclusiv costurile operaționale ale celor care distribuie și rafinează și se ocupă de practic de această gestiune a carburanților în România. Și acolo costurile cresc. Costurile cu energia rămân foarte ridicate, cele mai mari din regiune, da? Energie, gaze, toate astea costă din ce în ce mai mult. Tot ceea ce consumă și tot ceea ce produce, inclusiv costurile salariale ale celor care lucrează în domeniul ăsta, vor fi mai mari în 2024. Deci, în această perspectivă, cam tot ceea ce consumăm noi va fi mai scump, inclusiv din perspectiva
carburanților. Și mai mult decât atât, foarte interesant, un lucru important, trebuie spus că și prețul petrolului, mă uitam pe ultimele estimări, merg către un 90, chiar 100 de dolari pe baril undeva în luna februarie, în condițiile în care Rusia s-a întâlnit din nou cu Arabia Saudită, cu toți ceilalți jucători din OPEC, pentru a forța scăderea producției și practic a face acest produs, petrolul, mult mai scump și mai greu de obținut. Din perspectiva europeană, încă suntem, și aici ne uităm la benzină, vedem o separare între vestul, centrul și estul Europei, încă suntem alături de Bulgaria, sigur, Grecia face o excepție, litrul costă 1,86 euro, România cu 1,34, Bulgaria cu 1,37, printre cele mai ieftine, nu raportate, și o spun de fiecare dată, nu raportate la puterea de cumpărare, dar raportat la valoarea efectivă, cei mai ieftini litri de carburant, și situația asta se menține și la diesel, dar putem pleca. E aceeași împărțire între vest, centru și estul Europei. Putem pleca de la premisa că în urma impactului internațional, contextul internațional, cotațiile petrolului, lucrurile astea să se modifice și să crească atât în Occident, cât și în partea cu siguranță. Imaginați-vă că în momentul în care îți va crește în vestul Europei, automat acel, chiar dacă tu ești mai jos, va crește și la tine. Pe de cealaltă parte, dacă punem în oglindă cele două subiecte, cel de la începutul discuției noastre și cel de acum, problemele pe care noi le aveam și pe care le-am dezbătut puțin mai devreme nu sunt neapărat regăsite în mod constant în vest, pentru că acolo ai colectare de TVA, ai o stabilitate, ai o impozitare progresivă care e de mai mult timp, care deja e o obișnuință pentru oamenii de acolo. Tu, momentul ăsta, ești undeva, oricum ești în urmă și vei rămâne și mai în urmă având în vedere alegerile de anul viitor. Și toate acele lucruri care se preconizează pentru 2025 nu fac decât să mă sperie pe mine ca actual participant în mediul de business de aici, dar și pe cel care își dorește ori o consolidare a investiției, nu mai vorbim de Greenfield Investments, ceea ce n-am mai văzut de foarte, foarte mult timp, tocmai datorită acestei lipse de stabilitate. Tu știi foarte bine că în momentul în care prețul petrolului va crește, prețul carburantului la pompă la noi va crește, nu numai că vor crește absolut toate celelalte prețuri, dar trebuie să înțelegem că nu crește doar acciza, va crește inclusiv prețul de bază, pentru că nu mai suntem acum, au crescut costurile cu salariile. Dacă mie îmi crește salariul minim pe economie o dată la sfârșitul anului acesta, mai crește o dată la începutul anului, înțeleg raționamentul, puțin mai mulți bani la buget din impozite, deci există o măsură socială într-un context politic în care trebuie să aducem votanții la urne la finalul anului și așa mai departe. Toate lucrurile acestea au un impact, deci cu siguranță vor crește inclusiv cheltuielile cu salariile, cheltuielile pe care le au zi de zi o stație de carburanți. Dacă de la prins lumina până la căldura băgați de gaze. Pentru că și tu plătești. Cum tu plătești mai mult la întreținere, la fel și el plătește mai mult la întreținere. Are un anumit cost cu chirie, are un anumit... Sunt o mulțime de alte... Luăm o foarte scurtă pauză de publicitate.